Salutare dragi mei youtuberi și bine ați venit la un nou vlog. Eu sunt Teddy și astăzi avem un Renault Espace, Space, cum vreți voi să-i spuneți, un monovolum de la Franția frumos, din 2017, costă 89.000 de kilometri, ceva de genul ăsta, pentru de clasa automotive, dealerul, dar cel care ne pune la dispoziție aceste mașini. Deci am vrut să o filmez. Monovolumele sunt niște mașini pe cale de dispariție, vino mai așa. Uitați-vă cum arată, este o mașină mare, foarte frumoasă din punctul meu de vedere. Acum, na, totul depinde de gusturi până la urmă. E un calde, mi-au căzut dinții din gură, dar nu mai contează asta. O să-i facem imediat costurile de întreținere în mare. Aceasta este o echipare inițială Paris. Deci ai tot ce se poate pune de la Renault pe această căruță. E foarte mișto mașina. Are un preț de 18.500 pe acolo, ceva de genul ăsta, 18.900. Vă uitați pe site. Hai să-i facem repede costurile de întreținere și după aia revenim la mașinuță. Pa! Și începem al treilea concurs de pe acest canal. Și avem aici un kit complet de siguranță cu triunghi reflectorizant, stingător, două veste și aici avem o trusă medicală. Dacă vrei să le câștigi, trebuie doar să dai subscribe la acest canal, like la acest video, comment, fără comment nu vom avea participant și un share. Câștigătorul va fi desemnat la începutul lunii septembrie. Premiile spuse la dispoziție de către ASXSauto.ro. Succes! Le mulțumim celor de la ASXSauto.ro că ne-au făcut costurile de întreținere la această căruță foarte frumos. Calea, asta e caleașcă, nu mai tati, e caleașcă direct. Și de exemplu în mare, da? Filtrul de ulei 35 de lei OE, filtrul aer 85 de lei OE, filtrul habitacul 130 de lei OE, filtrul combustibil 105 lei OE. Am uitat să spun, mașina, motor 1.6 dieselache, 160 de cai. Același motor aproximativ ăla care s-a pus pe Mercedes. Bun, discurile față, 490 de lei. Așa, discurile spate, 490 de lei. Așa, plăcutele față, 440 de lei OE, plăcutele spate, 300 de lei OE. După cum observați, am scos prețul pe OE, da? Că la Renault cam așa e treaba, știi? Adică mai greu să găsești alte branduri, nu știu ce, dar le găsim. Dacă scormonim, găsim ceva, da? Amortizor față. Bă, doamne, m-a luat așa un pic, 1300 de lei pe OLE, mâncava și gura voastră. Spatele, 1175 de lei, să fie mai așa, mai dăm puțin la preț, așa că... Așa, un braț față, brațul pe față, 900 de lei pe OE. Un schimb de ulei cutie plus filtru, Vaico undeva la 1100 de lei, cam acolo te costă schimbul la ulei și filtru la cutie, având în vedere că este o cutie automată, da? Dacă nu mă înșel, dublu ambreiaj, o să vedem cât este de confortabilă. Și acum, vino cu acea. Dacă la această căruță nu-ți faci casco, uite farul ăsta, da? Iată, scrie LED Full Vision, foarte bun de altfel, foarte, foarte mișto lumina pe care o da acest far, te costă ăsta așa că am uitat prețul, mânca 4900 de lei. Deci undeva, na, faceți voi un calcul, undeva la între 4900-5500, depinde de unde îl luați. Adică dacă nu aveți casco pe mașină, costă foarte mult elementele de caroserie. Plus că, de exemplu, nu prea le găsești în dezmembrări, pentru că nu sunt multe. Mașina este pornită, dacă auziți, vând ăla pe filmare, că n-ai ce să fie rece înăuntru, că intru acum și m-am dat, doamne ferește. Bun, astea sunt costurile de întreținere. Și acum, acest model, Espace, a apărut, nu ăsta în sine, modelul, da, ca atare. S-a fabricat el monovolumul. Prin 1984, dacă nu mă înșel, compania Matra producea pentru Renault. Deci nu a fost Renault cel care a venit primul cu monovolumul. Matra a produs pentru ei. După aia, bineînțeles, Renault a făcut acest Espace din 1984 până în 2014. S-au numit Large MPV, iar din 2014 până în prezent se numește Large MPV Crossover, ceva de genul ăsta. Din ce cauză o să vedeți și la asta vin o să te arăt. De exemplu, ei au vrut să facă o caroserie, adică au făcut o caroserie monovolum, dar inspirată cumva din SUV-ul. Și asta, vă dați seama, după ușile acoperă pragurile, fix ca la SUV-ul. De exemplu, ultimul Espace a apărut, ăsta acum 2023, este de fapt o
caroserie de austral puțin modificată. Deci, cam asta e treaba. Ideea e că au vrut să facă o mașină să nu arate ca o tubă. Asta era ideea, una lungă, spațiu, un interior foarte mare. Observați că apartamentul, nu am cifre acum, dar are un apartament imens și îngustă, să nu fie o tubă. Asta era ideea. Bun, aici de fapt avem un inițiale Paris. Adică echiparea cu tot ce înseamnă, avem și Ford Control pe mașina asta, adică virează roțile din spate. Hai să vedem o față. Sigla a luat-o de la ăștia cu tracurile, știi, cu camioanele. Bineînțeles, sfinte inițiale Paris, senzorii de parcare, farurile cu LED. Și dacă te uiți, de exemplu, de aici până aici, zici că e Logan 2, să vă arăt. Zici că e Logan 2. Așa, dacă te uiți un pic. Nu e ceva care te-ar deranja. Observăm proiectoarele ceate tot cu LED, senzorii de parcare, chrome, da, pe aici, bara inferioară într-o altă culoare. În lateral avem aceste praguri de plastic care, bineînțeles, cum spuneam mai devreme, acoperă pragurile. Și ce este mișto, uitați-vă la chedere. Și eu cred că avem o insonorizare foarte bună în mașina asta, niște chedere destul de sănătoase. Bineînțeles, este un diesel și eu stând aici la volan, credeți-mă că nu, deci nu simți vibrație și nu auzi motorul. Bineînțeles, e și motorul dat foarte în față. Altă chestie, de exemplu, aici, montantul A nu este cel de susținere. Ăsta este pentru parbriz, da? Să țină parbrizul. Montantul de susținere, montantul de siguranță este acesta de aici, următorul. Hai mai în spate, observăm aici instituția Ford Control, deci și roțile de pe spate virează. Privacy glass, frumos. Asta e ușa de la hambar, mare măsa, ușa de garaj. Dar prima oară haide să vedem portbagajul și spate. Spatele, n-aș spune că este un spate foarte interesant sau mai știu eu ce, spate de tubă, hai să fim serioși. Stopuri LED, tot ce înseamnă, inscripția Space, Espas, n-am orfit ăștia, dar mă corectează. Ochii de pisică, senzori de parcare, cărlei, frumos. Și avem un portbagaj electric. Uitați aici o cameră, frumos, și să deschide hardughia. Cu 7 locuri, ăsta este spațiu de pus bagaje. Nu foarte mare, dar, de exemplu, ce avem de desubt? Avem un sistem de la Bose, pentru că avem muzică Bose, bineînțeles, avem echiparea inițială, cum spuneam. Și aici, ia uitați, mai avem încă o aerotermă. Aeroterma asta ajută să preia aerul rece din față, să-l aducă la persoanele din spate. Fiind mașina destul de mare, asta face ea, ajută la răcirea habitacului. Observăm că avem niște butonași acolo. Și dacă apăsăm pe fiecare dintre ele, automat se rabatează. Este o rabatare electrico-mecanică, ceva de genul ăsta, pentru că nu se ridică. Este ajutat de un arc, ceva de genul ăsta. Și dacă dăm, ia asta să pun tetiera aia la loc. Așa. Și să-i dăm un L. Poc, ia uite-le. Ia uite-le, tati. Și aici bagi o, cum îi zice, o ladă frigorifică de aia de magazin. Dacă ai de cărat, cartat. Și na, inconvenientul ăsta ar fi că trebuie să le ridici așa, da? Țin să vă anunț că în spate, vino puțin. De exemplu, hai să ridicăm și scaunul ăsta. Ca să intri pe locurile din spate, faci chestia asta, deci tot mecanică. Acolo sunt locuri pentru copii, clar. Nu sunt locuri pentru adulți, de să bag eu aici. Deci, după cum observăm, nu avem cine știe ce spațiu. Nu sunt locuri neapărat de adulți, sunt două locuri de copii. Nu știu cum să zic, dar, de exemplu, Dacia Jogger. Bă, mi s-a părut ciudat, pentru că la Dacia Jogger ai loc două persoane adulte în spate. La asta nu. Dar, na. Deci cam așa se rabatează. Hai să ne rabatăm. Bun, și acum, deci ușa de la hambar deschisă frumos, mare, mă, deci nu știu, ca la S-Class, mare, imensă, moale, aici și perderuță din asta, aici zona asta
e tare, e zona de trafic, gen poți să dai cu piciorul când te dai jos și așa mai departe. Este o zonă mai tare. Și avem un buzunar capitonat. Ce mi se pare ciudat, hai să vedem, să ne urcăm pe locul din spate. Ia să vedem. Da, spațiu suficient. Gurdă aerisire pe ușă, după cum vedeți. Aici jos avem o conectivitate, două USB-uri, auxiliar și priză de 12V și ai și buton pentru reglarea climei în spate. Deasupra, veioze. Avem o veioză centrală și două veioze laterale. Frumos dat, tipa LED, da, tot ce înseamnă. Stau bine. Deci este o mașină orientată clar către confort. N-ai, nu... Foarte tare. Asta e o mașină de dus, nu știu, dacă nu-ți place avionul, te frică de avion, te duci unde vrei cu ea. N-ai niciun fel de problemă. Hai să vedem pe locurile din față. Pe ușa din față, la fel, tot, ușă măricică, plastic moale, 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 pano black frumos. Și aici, zona de aici, bineînțeles, stare și tot buzunarul capitonat. Scaunele, fotolile, de fapt, astea sunt fotolii, bineînțeles, electrice, cu masaj, cu tot ce înseamnă. Ia să urcăm la Volănescu. O poziție de condus tubosuv, așa ceva de genul ăsta, nu știu cum să mă exprim. Dar bineînțeles îți găsești poziția, n-ai cum să nu o găsești, pentru că ai o grămadă de reglaje. Volanul, bineînțeles, înălțime, adâncime. Volan piele, se simte bine. Inscripția inițială Paris. Aceeași consolă Renault pentru volum și mut, surse și așa mai departe, pe consola volanului. Ce pare învechit, da, toată zona de aici pare învechită. Sunt aceleași butonașe de pe Renault de nu mai știu când. Pe zona de volan, aici ai pilotul automat și pe care îl activezi de aici, da? Și zona de telefon, vorbi franțuza, ceva, nu știu, bun. În față avem un display, da? De fapt e un ecran totul. Bineînțeles, poți să schimbi toată zona de aici, sunt pare mai multe moduri de afișa și bineînțeles ambiental, mai multe moduri de ambiental. Foarte tare treaba asta. Ia să vedem. Observăm și avem și de ăsta, cum îi zice, head-up display, chestii de, cred că am mai zis. Moale, 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 da? Aici avem o boxuță. Dar Renault, tati. Bă, dacă Renault ar scoate chităiturile astea din mașină, de scoate tot șoarecii din mașini, adică o pistică, nu știu. Bă, ar fi, n-am cuvinte, frumoase sunt, fiabile cât de cât sunt. Chităitul ăsta, dar în Dumnezeu mamii de mașină. Bun, zona de aici, imitație de lemn, așa, un pic mai bătrânească, nu-mi place, aș pune altceva, altă culoare, bineînțeles. Avem aici, de exemplu, poți să spui cheia cu mochetuță, conectivitate, uite, cardul pentru navigație, două USB-uri, auxiliar și poți să faci așa ca să fie mai elegant. Schimbătorul, cred că s-a inspirat un pic de la Audi, ceva de genul. Asta e zona de multimedia și aici sunt modurile de condus. Bineînțeles, frâna electrică. N-am început cu partea asta. Aici avem o tabletică, dar cu mai multe funcții. Stai așa că am dat pe radio. Ia să vedem pe aici, afișaj central. Ăsta de aici, cred că, da, uite, ea filmează aici. Putem schimba afișajul din bord, da? Ia uite-l. Frumos. Hai să-l lăsăm așa, nu știu, pe clasic așa. Ce mă deranjează la mașina asta? Stai așa că să mă șterg că e o căldură. Bă, nene, am încercat să fac o sticlă de jumate. Uite, aici, ea filmează. Da, să fac o sticlă de jumate nu mi-a intrat, frate. Aici sunt două cap holdere. Băi, avem un monovolum. Avem o mașină de drum lung. De ce nu-mi faci cap holdere în mașina asta? What the fuck? Ia să vedem la cotieră. Bine, mare. Da, ia uite, baci. Intri acolo, îți bagi tot sandwich, tot frigiderul. Ceva conectivitate nu, ai doar un LED acolo. Dar nu înțeleg. De ce nu îmi pui cap holdere în mașinuța asta? Și în spate, stă prost la categoria asta. Da, în sfârșit. Aici, ia să vedem. Avem un torpedo cu touch. Hap, ți-a rupt genunchi. Așa, bineînțeles, refrigerat, tot ce înseamnă. Destul de încăpător.
să pui berea la rece, dar nu bem bere când conducem, poate pasagerul, nici la nu prea are voie, da? Oglinda retrovizoare, observăm că avem aici frumos afișat și în oglindă, bineînțeles heliomate, toate, tot ce înseamnă, uite, avem și asistență pentru unghiul mort în oglinzi, deci ai multe, multe chestii, dar vreau să văd la ăsta, eu vreau să văd la masaj. Scaune, bineînțeles, mai multe asistente, parchează și singur, am pus-o să parcheze, o las eu un pic așa, cam multă viteză, mi-a fost frică să o las. Masaj, așa, on, și începe masajul, tati, ia să vedem, viteză, mai mare viteză, ia să-și la pasager, on, dă-i să fie. A, cum e? A, mergi cu masajul, tati, bine că nu face de la erotică, era o treabă și, da, bun. Bineînțeles, ventilație în scaune încălzite, ce, ai de toate, opțiuni cât cuprinde. Deasupra avem frumos oglindișcă cu luminișcă, da? Pe partea cealaltă la fel, oglindișcă, luminișcă și ce e interesant, îmi place chestia asta cum au făcut, știi, linia asta, arată bine. Mai e și o veioză aici, prin mașina mare a zis, bă, mai pune o veioză aici. Și n-ai candelabru pe partea asta, da? Bun, în sfârșit, ai panoramă frumos, uite, spune că apasă aici și hap, se duce ăsta așa, dar chestia asta nu se deschide, deci nu ai trapă, este pur și simplu o panoramă. Eu zic să mergem să dăm o tură, să vedem cum ne-am simțit la drum întins cu ea sau chiar și prin oraș, să vedem ce poate mașinuța asta. Asta este cheia, închis, deschis, lumini și portbagaj, e cheia tip să pun de la Renault, bineînțeles, keyless go, keyless entry, keyless de toate. V-am zis, o combinație așa între SUV și dubă, cam așa stau la volan, merge masaj, merge și la tine? Merge. Te gândi, nebunul, da, te gândi, bine. Da, for control-ul se cunoaște, vine spatele după mine altfel decât la alte mașini, bineînțeles, și virează altfel. Deci trebuie un pic de acomodare cu treaba asta. Cei din spate s-ar putea să aibă un fel de ia un pic așa amețeala. Îmi place că nu se aude habitacul motorul, vă spuneam. Avem motor de 1.6 diesel, 160 de cai. Nu vă gândiți că este o mașină de viteză, este o mașină axată fix pe confort. Asta este această mașină. Hai să vedem cum ieșim de aici și să-i dăm și o tălpică, să vedem așa, știi? Ia să vedem. Hai, tălpică. Pentru gabaritul ei, ia uite, avem 60. Bun. Deci, poziția în scaun, foarte bună. Vreau să-l las un pic mai jos. Așa, tati, să stăm și noi ca la Formula 1, frumos. Cutia schimbă foarte bine, nu simți, chiar dacă este un ambreiaj dublu, nu are zvâcuri, nu... Schimbă bine. Vizibilitate foarte bună, neașteptată bună, chiar dacă am acești stâlpi. Am o vizibilitate extraordinar de bună, parbriz mare, nu vine peste mine, nimic opositor. Toate lucrurile sunt un pic mai la distanță, așa, îți dăm, ai un câmp vizual larg și nu te obosește, nu sunt chestii peste tine, înțelegi? Adică e gândită foarte bine pentru a nu te obosi, asta este ideea la mașină. Unde pui mâna? Bineînțeles, toate materialele aproape primul, să nu, că după aia ne zic ăștia, dar ce mai e clasul, e clasul, dar ce mai, sau dacă e să o dăm în zona aia, V clasurile ce mai sunt, știi? Bine, aia e după. Dar în sfârșit, unde pui mâna, totul este aproape premium, te simți bine, uite și pe schimbător, un pic de pele frumos așa. Nu prea e stilul meu maroniu ăsta, știi, zici că trebuie să-mi iau cremă de pantofi, să fac cremă de pantofi așa, de aia maro. Mai pe vintage așa, nu prea sunt eu cu marou, dar arată bine. Sunt oameni cărora le place stilul ăsta. Heads-up display-ul este de fapt un plastic, da? De aici se reflectă în plasticul respectiv, bineînțeles poți să-l închizi dacă te deranjează. Chestia asta de aici, panorama, îți dă o vizibilitate sau un efect de spațiu, da? Și, dar poți să o închizi dacă te bate soarele în cap, bineînțeles, ai acolo frumos, nu e geam, e frumos tratat să nu te bată la chelie. În curând trecem peste linie de tramvai, vreau să văd suspensiile la această mașină. Ia să vedem că merge vreo mai în față.
data, n-ai cum. Deci n-ai cum într-o mașină asta să simți ceva. Da, îmi place. Bineînțeles, un pic zgomotoase, nu vă gândiți că, încă o dată mă repet, că s-a dus în zona de S-class sau mai știu eu ce, dar nu simți nimic în ea. Asta este foarte bine, cu toate că, nu știu, pe spate, la cele fără control, ai o bară rigidă, o punte rigidă. La asta, având în vedere că ai for control, s-ar putea să, cu siguranță este individuală suspensia și atunci este clar mult mai confortabilă. Uite, la 60 de km la oră nu aud vânt de afară, aud doar AC-ul și mașina se comportă foarte bine, parcă plutesc. Deci asta este senzația atunci când o conduci, plutești. Și asta ar trebui să simți, pentru că este o mașină de drum lung. Asta n-ai cum să o iei, să o terfelești pe un oraș. Nu e mașină de oraș. Este mașină de drum lung. E ciudat cu for control-ul ăsta, pentru că virează foarte repede și nefiind obișnuit cu el, mai trag așa un pic de volan, știi? Mi se pare că mă duc prea mult. Dar bineînțeles, e o chestie de obișnuință. Uite, fundulez răcit, frumos. Mă, ce mă, tati, mă, mergem până în Kenya, mergem cu ea, n-avem nicio treabă. Da, axată pe confort. Dacă ai o familie cu doi copii și din când în când mai merge și bunica, bunicul cu tine pe undeva, pe la munte mare și așa mai departe, da, îți recomand mașina asta. Este vândută de cei de la clasa automotive, are 189.000 de kilometri. Deci, dacă i-a făcut, deci acești kilometri au fost făcute în regim de autostradă și bineînțeles drum lung, kilometrii s-ar nu-i simte, pentru că sunt niște motoare fiabile, altfel Mercedes nu făceau parteneriat cu Renault pe acest motor. Eu zic că este o mașină foarte bună de familie. Cu asta vi-am spus, vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu am fost Teddy, acesta a fost Renault Espace, varianta 2017. Nu uitați de clasa automotive, dealerul care ne pune la dispoziție aceste mașini. Nu uitați de acsesauto.ro, băieții care ne pun la dispoziție piesele auto, adică eu și Cosminel, băiatul, da? Așa, și nu uitați de flotabol.ro dacă vreți să faceți Bolt, Uber, Black Caps, Splash în București.